Am o deosebită bucurie că alături de noi este soția domnului Ion Dodu Bălan. S-o și aplaudăm. Șef la revista Actualitatea Muzicală și actualmente lucrează la Muzeul George Enescu, deci o personalitate muzicală, compozitoare, s-a depărtat de litere și a trecut la muzică, dar cu același talent ca al părintelui. Amândoi au fost la mine când am editat cărțile și mi-au adus pe CD materialul, mi-a trimis carne, bineînțeles, pe mine și din coace pe CD sau pe ce, pe un stick mi-a adus, le-am spus cartea cu poezia domnului Bălan în acest an. A domnului Ion Brad, am invitat-o și pe doamna Lia Brad la seară, dar mi-a răspuns pe ei de serviciu toată ziua și am scos ultima carte și aici pe dânsul o să văd toate 11 care eu le-am editat pentru dânsul. Nu e o carte de poezie, nu, de asta memorii, e proză de... și aici penultima este introduceri la arhivele personale. Deci două volume sunt astea. Frumos, bravo, Rodica, foarte frumos. Mari scriitori, oameni extra. Dacă vreți și dumneavoastră și tu, Carmen, să spui ceva, cu plăcere. Păi nu, nu că dacă vor, obligatoriu. Pentru că am zis că îi pomenim și pe din și dar cu mare drag. Dar bineînțeles. Bună seara, am ajuns târziu. Nu-i nimic, nu-i nicio problemă. Ce să vă zic? Am descoperit doamna Rodica o prietenă. O prietenă a tatălui meu, sigur, mai tânără, dar cu care tata comunica foarte firesc. Aveau conversații foarte simpatice și la un moment dat tatăl meu m-a trimis să rezolv o chestiune în această de organizare legată de cartea ediția a doua, care este o ediție revăzută, îmbunătățită și mult mai frumoasă tehnic decât prima și atunci ne-am cunoscut. Da. Și a fost o întâmplare foarte agreabilă. M-am încântat de energia domnului Ricăi, să spun așa direct. O energie pozitivă este așa cum arată și poezia ta. Te simți bine în compania dânsei, este eficientă, o prietenă bună, adică îți dă încredere și am avut și niște conversații legate de ce înseamnă să ai tați în vârstă și cumva ne-am susținut. Eu mă bucur să vin de câte ori mai iubiți, să te revăd, să ascult din ce ai mai scris și chiar apreciez câtă muncă de editor ai făcut pentru, sigur, și pentru tata, dar și pentru alte personalități care, mă rog, sunt sau nu mai sunt. Și atunci este o moștenire, este un lucru cu cel mai valoros. Deci este și bine făcut și din inimă și îți mulțumesc. Cu mare plăcere. Da, nu am gândit că voi avea prilejul să spun câteva cuvinte, dar folosesc acest prilej. Deci vreau să spun că Rodica este un nemaipomenit pliant pe biografii și lucrări de creație. Nu știu cât a depozitat în sufletul ei ca să poată să dea după aceea. Oricum, se vede această cantitate de energie pozitivă pe care are, pentru că se revarsă tot ceea ce a făcut în acești 16 ani, cel puțin, dacă nu știu înainte. Deci eu sunt soția lui Ion Dodu Bălan. Am avut o căsnicie fericită sau normală, timp de 52 de ani și am trecut sau atât. Foarte repede. A căzut în casă și a fracturat o vertebră. De acolo nu mai trebuie să se miște și așa mai departe. Până când s-a încheiat discuția. Meseria mea este profesor universitar, am predat limba spaniolă, cultură și civilizație posibilă și hispano-americană. Am două fete.
este tot uitat în urmă împreună, dar am în două ore la Timișoara și e într-o întrevedere de la care nu cred că va reuși să povestim. Și un nepoțel care are 10-11 ani și care, deși are 11 ani, încă mai întreabă Dodu când vine, că locul lui la masă e stabilit și întotdeauna sunt niște flori acolo la fotografie. Melodica am cunoscut-o din colaborarea lui Dodu cu cartea Așa a fost, Așa a fost să fie, o carte practic autobiografică, cam 100 de pagini, este generarea proprie, evocarea proprie sale vieți și partea a doua, evocări ale altor scriitori, clasici sau contemporani, prieteni sau nu. El mai avea un proiect încă o carte, eu am adunat tot materialul, intitulat Cei plecați și uitați, și care, pe care el i-a reînviat prin articolele, cu sintezele pe care le-a făcut numele de 10 pagini, de mai puține. Și le-a publicat în diverse, în diverse reviste, în Flacăra în principal, dar și în altele, nu numai. Și sunt scrise cu multă pasiune, cu mult drag. Acasă știți că soțiile sunt mame bucătărese, secretare, personal telefon, etc. Și foarte multă lume ar dori să vorbesc cu maestru. Pare mult este în acest moment, are cursul la universitate, funcția de bază de profesor de literatură română. Și trebuie să-i spuneți ceva, lăsați un mesaj, un număr de telefon, să luați legătura. Până una alta, vă spun dumneavoastră, că am mers pe articolul domnului Bălan, adresat sau vorbind, evocând viața și opera scriitorului X. Și bineînțeles, cu apreciere veritoare pentru acest sentiment al lui de a lega generațiile, de a le evoca și de a nu lăsa oamenii de valoare să fie uitați. Acest lucru încerc să-l duc la în sfârșit, deci să adun toate aceste articole, să le grupez într-una singură și să le publicăm, nu știu cât anătoare Melodica. Deci noi ne-am cunoscut când totul a publicat, prima carte latină la editură, intitulată Așa a fost să fie. Titlul pe care l-a tot oscilat, să fie, să nu fie așa, era drumul prin viață, călătorii de-a lungul anilor, diverse, ca omul care își face un rezumat. Și pentru că trebuia să explice niște lucruri, unde nu zici, vă rog frumos, mă cheamă Bălan Ion, vreau să fiu ministru ajut la cultură. Dați-mi voie. Nu a făcut asta. A scris un articol când a fost profesor în Franța, eu l-am însoțit ca soție a soțului său, când am mai făcut o specializare, am mai făcut o licență și am făcut și un doctorat. Am pregătit, am reabilitat. Cu domnul George Roca aș vrea să schimb o vorbă, pentru că a vorbit la telefon, la radio, pardon, de atâtea ori despre înstrăinarea și dorul românilor aflați departe de țară. Acel dor mistuitor, care nu-i slobozește niciodată. Deci, fiind acolo, 2 ani, proiectul meu era altceva, să fac literatura sau, mă rog, proza scriitorilor spanioli de după războiul civil din 1936-39. Și m-am documentat și eram pregat. Până când, ajungând la portughez să aflu despre cuvântul saudade, care înseamnă dor în limba lor, care vine de la solitate, singurătate. Și am citit și odată am zis, dar nu se poate. Așa sunt poeziile rocoale noastre. Atât de perfect se potrivesc ca exprimare artistică și ca simț artistic, ca simț autentic, nu numai o găselniță stilistică, să zicem. Și am virat imediat titlul, m-am dus la decanul facultății care acceptase să mă coordoneze lucrarea și am zis, nu voi mai face. Cum nu? Nu, și fac asta și am făcut și planul lucrării. Și a zis, dar e foarte vast, nu se poate, vă opriți numai la primul capitol. Mie lăsați în libertate, asta îl fac, cum știu eu. Și am făcut-o 300 de pagini, am publicat-o, a avut succes, etc., etc. Și am susținut-o în ziua în care a murit de gol, 10 noiembrie 1970. Azi a murit
Jacques Chirac, de dimineață. Ca să vedeți istoria muzicii. Da. Și, sigur, m-am bucurat foarte mult. Lucrarea s-a bucurat de un mare succes. A avut succes la specialiști, la public în general. Și acolo am un capitol, emigrația, dezrădăcinații noștri. Cum și-au exprimat ei acest sentiment? Nu am avut puterea să mă documentez. Nu existau cărți care să vină în România la vremea respectivă și nici eu să am legături cu străinătate. Și l-am auzit de câteva ori vorbind și chiar recitând niște poezii culese din diverse antologii de poezie scrise de românii noștri aflați în Australia și mă tem ca și în alte locuri ale lui. De când l-am scris într-un bilețel și țin la bucătărie, că acolo am auzit-o la radio. Domnul... Da, pe el vrea să facă acolo, în Sydney, vrea să facă o asociație din asta a românilor care sunt acolo și sunt creatori. Da, dar eu vreau poezie, pentru că aveam dorul la dezrădăcinații. Am făcut dorul la dezrădăcinații din Transilvania, cu Goga începând și cu mulți ceilalți, și m-am oprit la cea mai și cele dorul la cei care au plecat la 1848, transilvanenii care au plecat în America și care au scris poezii pe care le-au scris în scrisorile lor în Transilvania, care erau minunate, dar nu erau poeți, erau oameni de rând. Între care unul dintre cei plecați, Cotruș. Cotruș este nu, a vorbit oameni simpli. Da, la meditat, dar am să se evoc un săran din satul lui Doru, așa, care a plecat, a revenit și a cunoscut familie, și avea văzut familia, s-a dus înapoi și s-a pensionat și n-a mai stat acolo, deși acumulase exact ce-i trebuia, și avere, și copii, și s-a întors înapoi. Și s-a salutat Dorupie. Mare, dar de ce te-ai întors în țară, în România? Că acolo aveai tot ce trebuie. Cupul din cornul viilor m-a chemat. Îl auzeam. Nu-l vedeam, dar îl auzeam și mă înfioram tot când mi-am intrat de cup. Și m-am întors înapoi, să-l ascult. Și fii atent acum cât îl cântă. Și într-adevăr, era o zi de primăvară, Dorupie venise de Paște la el în sat lângă Orăștie și chiar a cântat cucul și asta l-a emoționat nemaipomenit. Și chiar evoc acest lucru într-una din lucrările lui. Brunica, că despre ea este vorba, ea este erou și centrul atenției noastre, chiar dacă cei doi prieteni încearcă să o eclipseze. Și cei trei erau foarte prieteni. Da, pe domnul Cârneci l-am cunoscut anii șir la doctorul Stelian Vașcu, care era medicul șef al Orașului București anii șir și care a făcut primul, chiar eram în Franța și am aflat că a făcut primul care a făcut operație pe plămân, acest George Stelian Vașcu, cu povestea. Și așa ne-am emoționat și era una care vindea ziare la Lepeș și avea un accent la Lepeș. Și zice, un român a făcut o operație pe plămân, primul. Bineînțeles că am cumpărat ziarul în două exemplare, îl citim, că nu avea răbdare amul de citim. Și nu mai spun că ajungând în Franța, am sărit, ce spun eu, bucățele, fragmente. Citeam ca la story, amândoi în același pat, ce citeam? Constantin Virgil Gheorghiu, a 25-a oră, în franceză normal, Hoia Mintilă, Dieu e neanețin, dar tot așa citea și eu citeam mai repede și îl beam foaia. Și el zicea, să domnule, pe mine și eu. Și mai am lucrurile aici. Da, și eu între timp, ce frumos e vocă, ce nu duce, cum ai zis, ai dreptate. Chiar așa. Ia să scriu chestiile astea. Deci, o întoarcere la prima tinerețe, deși atunci aveam 27 și 8 de ani. Da, și înainte de prima tinerețe. N-ai aproape în adolescență. Da, și ne întâlneam deci la domnul Stelian Ivașcu și doamna Cârneci, era o masă, pe o masă erau tot felul de fasole bătute, castrale de castraveți. Nu era important ce era acolo, că nu suntem, să vă imaginați că erau niște peștoci așa de mari și un purcel de lapte, să le-am pe el cu toții furculița. Nu, erau lucruri simple, puse pe o masă și spunea soției, Elvira, acum ai tu curaj, 40 de persoane aici. Și erau personalități mari,
și Radu Câmpeanu, după 90, chiar s-a continuat, până ce a murit el, am murit și acum de curând. Și ea zicea, Elena, e prieten bun, el fiind coleg de liceu, Elvira, nu-i așa? Elvira, fiind prieten de vizita, Elvira, fă tu ceva, că eu nu pot să-i adun pe ăștia, erau împrășiați în toate saloanele, toate, nu era nicio cameră în care să nu fiu musafir. Fă ceva să-i adun, să zic ceva sărbătoritului. El sărbătorea pe 30 aprilie, ziua lui de naștere, și Sfântul Sterian, care e preajma lui Sfântul Ștefan, de acolo, pe la, pe la Crăciun. Așa, și era un clopoțel pe unde aia jucă, clopoțelul, și zicea, maestru Iberac vrea să vă spună ceva. Acum, acum, că după aceea se răzgândește. Și Iberac era lângă mine și zicea, da, domnule, vreau să vă spun ceva. Aflați că Sterica a împlinit vârsta de, și spunea vârsta respectivă, și pe urmă, calambur, lucruri frumoase, ce le spunea, așa, cu talentul lui de, de mare prozator și scriitor de teatru. Și când cântam, trebuia să cântăm mulți ani trăiască, doamna cărnecerea aceea care începea o voce superbă și potentă, începea și toată lumea, țineam ritmul și după ea, da? Așa că, iată cum se leagă. Iar Brad, iarăși un moment important din viața noastră, din prietenia lui. S-au cunoscut, Brad era la tineretul, un primul... La scânteia tineretului, cred că era. Și Alexandru la scânteia. Așa, și Dodu era la Viața Românească, toți fiind de aceeași vârstă, Dodu a terminat facultatea, în 53, în 54 era Viața Românească, Porm a venit la Luceafăru, cu Eugen Bargu, director și el redactor șef adjunct. Dar mă întorc în timp, eu am terminat facultatea, acum intru în intimități. Nu știu cum să fac, să zic să nu spun.